Bun găsit la raportul de gardă live. Sunt Adriana Boată, editor raportul de gardă.ro. După cum v-am tot spus de câteva ediții încoace, a venit și timpul să discutăm despre recomandările raportului anual State of Innovation pentru Strategia Națională de Sănătate 2021-2027, strategie care va fi elaborată și realizată pe parcursul acestui an. Această strategie ar trebui să reprezinte documentul esențial pentru definirea priorităților în materie de sănătate publică și trebuie să devină sursa principală pentru celelalte documente, cum ar fi Planul Național de Control al Cancerului. Alături de mine se află domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bun găsit, domnule doctor! Bună seara! Și de asemenea, dr. Bianca Coș, colega mea de la raportul de gardă.ro. Bună seara! Dar înainte de a trece la subiectele, la recomandările din raport, aș vrea să precizez suportul pe care administrația prezidențială l-a arătat pentru acest demers prin reprezentantul său, doamna conferențiar dr. Diana Loreta Păun. Aceasta a vorbit despre recomandările din State of Innovation în cadrul evenimentului Știința întâlnește politicieni de pe 23 iunie și a spus că acestea ar trebui corelate cu noua strategie de sănătate 2021-2027 și cu planul european de luptă împotriva cancerului și bănuim că și cel național. Mi se pare un statement foarte puternic. Și acum vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule doctor, sunt sigur că aveți multe de adăugat. Într-adevăr, recomandarea este foarte puternică și mulțumim doamnei consilier prezidențial pentru susținerea arătată față de raportul State of Innovation, față de recomandările pe care le facem și despre care vom discuta astăzi. În momentul când ai pronunțat termenul strategie în a doua propoziție a intervenției tale, m-am gândit că probabil ne vom pierde audiența. Dar experiența emisiunilor anterioare arată că nu se întâmplă acest lucru. Este un an atât de important pentru România din perspectiva politicilor publice în sănătate, încât acest gen de dezbateri, dar și alt tip de dezbateri, tocmai am încheiat una, să spunem, cu circuit închis acum câteva minute, pe tema cancerului pulmonar. Toate aceste dezbateri sunt absolut necesare pentru a pune lucrurile în ordine atunci când vorbim despre documente cu importanță strategică. Strategia Națională de Sănătate, despre care vorbim, trebuie elaborată în acest an pentru următorii 7 ani, trebuie corelată cu prioritățile din Programul Operațional de Sănătate de la Ministerul Fondurilor Europene și trebuie corelată și cu prioritățile pe care Planul European de Cancer și, cum spuneai, Planul Național de Cancer, posibil, ar trebui să le aibă. Este un document obligatoriu de generat în acest an și acest demers nu este simplu. Nu este simplu pentru că necesită, desigur, și o bună cunoaștere a sistemului de sănătate, dar mai ales o capacitate de predicție și chiar mai departe o viziune proiectată la nivelul anului 2027. Vom da câteva exemple pe care noi, pe baza datelor de acum, ne le putem imagina pentru anul 2027, așa încât construcția strategiei, de fapt, nu trebuie să se refere la ceea ce era valabil științific acum 6-7 ani, iar noi n-am reușit să implementăm și ne propunem să facem acest lucru până în 2027. Pentru că, în acest caz, decalajul față de statele care implementau acum 7 ani va fi de 14 ani. Că vorbind de decalaje, trebuie să fac o precizare importantă. În emisiunea anterioară în care am vorbit despre eșecul programului de screening pentru cancerul de col uterin, am lăsat de înțeles că, de fapt, în programul care a dus la înscrierea în program a 15% dintre femeile din publicul țintă, că acest program ar fi beneficiat și de finanțare europeană, trebuie să fac acum corecția că nu, este vorba numai despre fonduri naționale pentru acest program. Fondurile europene au început sau vor urma a fi cheltuite în anii următori pe proiectele care au început de câteva luni. Deci aceasta este o precizare importantă pentru a elimina orice dubiu
legat de acea afirmație pe care am făcut-o. Rămâne însă fondul problemei, 15% dintre femei numai, ceea ce de fapt ne-a dus pe noi în atenția Comisarului European pentru Sănătate, chiar în ziua în care Planul European de Luptă împotriva Cancerului a fost anunțat pe 4 februarie în Parlamentul European în acest an. Așa este, ne aduc aminte că audiam acea întâlnire și am fost neplăcut surprinsă de mențiune. Și totuși să nu uităm bani europeni sau bani din fonduri naționale, e vorba de acel pay per value, să plătim pentru valoarea adusă de programe. Cred că acesta este un concept care trebuie să se regăsească în tot ceea ce înseamnă finanțare, că e finanțare europeană, e finanțare din fonduri naționale. E un principiu pe care îl aplică cele mai multe dintre corporații, dacă nu chiar toate, operatorii privați, în general, acționează în acest spirit. Și cred că e un principiu care ar trebui să se regăsească nu doar în recomandările pentru Planul European de Cancer, ci în general în recomandările sau în nucleul documentelor, cum e și Strategia Națională de Sănătate. Așa este. Acum, pentru că ați îndreptat eroarea din emisiunea precedentă. Întâmplă, suntem live, avem activitate extrem de intensă, trebuie să spunem, în această perioadă și suntem cu toții supuși greșelii. Dar bunele intenții, eu cred că sunt evidente. Să mergem la prima recomandare din raportul State of Innovation, care se referă la educație. Educație care ar trebui să fie baza până la urmă într-o societate care se dezvoltă bine și în direcția corectă. Și se regăsește această recomandare, trebuie să spunem, sub o formă mai largă la nivel european și în position paper-ul elaborat de Centrul pentru Inovație în Medicină pentru Planul European de Control al Cancerului. În cadrul raportului se precizează că Colegiul Medicilor și Universitățile de Medicină ar trebui să-și reevalueze curricula de pregătire și formare pentru tinerii medici și pentru personalul din acest domeniu. Să spunem că recomandarea noastră pentru Strategia Națională de Sănătate 2021-2027 spune că trebuie să pună în centru nu numai cetățeanul, plătitorul de taxe sau pacientul, dacă persoana respectivă deja are o boală, ci să pună în centru și abordarea personalizată a nevoilor acestuia. Iar în acest concept, persoana respectivă este implicată, dar și cei care lucrează în sistemul de sănătate sunt implicați. La nivelul persoanei respective vorbim despre educație, despre empowerment, despre health literacy. La nivelul personalului medical, la nivelul medicilor, al asistentelor, trebuie să fim conștienți că este nevoie de un upgrade, de o actualizare, de o aducere a nivelului de educație în linie, repet, cu anul 2027. Este destul de complicat să ne gândim la acest lucru. Am văzut un comunicat al Colegiului Medicilor de astăzi care ne cere sau ne solicită ca înainte de a emite o opinie aceasta să fie avizată de Colegiul Medicilor. Îi așteptăm să se pronunțe asupra subiectelor legate de medicina genomică pe care le vom aborda extensiv de săptămâna viitoare. Așteptăm, cum să spun, cu maxim interes punctul de vedere al colegiului. Poate nu e oportun să discutăm despre asta, poate e prea devreme. Au trecut doar 20 de ani de la publicarea draftului genomului uman. Poate trebuie să mai așteptăm, cine știe. Dar dincolo de glumă, rămâne realitatea că din acest punct de vedere al educației celor care lucrează în sistemul de sănătate, e nevoie de un restart, e nevoie de o reinventare, pentru că ne putem afla în situația, o identificăm în unele zone legate de managementul cancerului, în care pacienții
reușesc să-și comande, de exemplu, anumite teste, să aibă acces la un raport de testare moleculară comprehensivă și să le fie foarte complicat să găsească o echipă, un tumor board, care să dea valoare acelor informații. Acest lucru, sigur, noi vorbim despre oncologie unde familiaritatea cu noile tehnologii este mult mai mare, dar dacă mergem în alte arii terapeutice, aleg la întâmplare cardiologia și dacă ne uităm la ceea ce va urma în următorii 7 ani, adică multe boli asociate, de exemplu, cu creșterea colesterolului sau a trigliceridelor, vor putea fi definite la nivel genetic și molecular, asta va însemna o schimbare majoră de gândire și de practică medicală. Cardiologul, în general, diagnostichează cardiopatia ischemică, are o abordare legată de angina pectorală, diagnostichează și tratează foarte bine infarctul miocardic, dar genul acesta de acumulări științifice mută, de fapt, momentul diagnosticului și momentul interacțiunii cu persoana respectivă cu mulți ani înainte și sigur în afara spitalului și sigur în afara conduitei medicale cu care noi suntem obișnuiți. Ați dat exemplul cardiologiei. În raport vă referați și la astmul bronșic, la medicamentele biologice, promovarea unor programe de informare și educare pentru a dezvolta în teritoriu competențele de a administra, de a prescrie aceste medicamente. Într-adevăr, nu este suficient să avem câteva centre de excelență, câteva spitale mari, clinici, care să, dacă vreți, chiar să aibă un soi de monopol sau oricum o atitudine paternalistă în relație cu genul acesta de tehnologii. Am văzut acest reflex în timpul pandemiei în legătură cu utilizarea aparatelor de real-time PCR. Repet, e o tehnică veche de 30 de ani. Nu cred că mai suntem în situația în care cineva să-și propună să aibă poate monopolul sau controlul asupra folosirii acestei tehnici pentru teritoriul României. Administrarea terapiilor biologice care pot să facă diferența uneori între viață și moarte, dar cu siguranță între o calitate a vieții scăzută și o viață normală pentru 10% dintre pacienții cu astm, având în vedere numărul mare de pacienți cu astm, e de la sine înțeles că aceștia nu pot să aglomereze, mai ales în contextul pandemiei, nu pot să aglomereze cele câteva centre care, să spunem, că au experiență în tratarea pacienților cu terapii biologice. Și atunci, acea situație o întâlnim și în alte arii terapeutice. E o discuție și legată de managementul psoriazisului. Iarăși, aici trebuie să intervină, de fapt, educația medicală. Și cred că aici colegiul medicilor ar trebui să fie mult mai activ în a promova, inclusiv prin stimularea, prin programele de educație medicală continuă, a stimula genul acesta de oferte educaționale. Să mergem mai departe la următoarea recomandare privind serviciile medicale, iar în raport se specifică nevoia unui nou tip de contract social între asigurări și principalul asigurator, CNAS-ul, punând în centru nevoile pacienților și a asiguraților în general, nu doar a pacienților. Haideți să vorbim pe limba oamenilor, dar nu pacienteză. Fiecare dintre noi plătește, dacă este angajat, plătește o anumită sumă de bani în fiecare lună către Fondul Național Unic al Asigurărilor de Sănătate. Nu avem opțiunea, nu putem face opt-out. Nu putem să spunem, nu mai plătim aici, noi nu vrem să mai plătim sau noi plătim în altă parte. Nu avem această opțiune. Contractul sau ceea ce, cum să spun, este consimțit între noi și cei care administrează acești bani, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, este că de acești bani trebuie să primim, sigur există principiul solidarității în sistemul de sănătate din România, dar trebuie să primim ceea ce nouă ne trebuie. Dacă cineva dintre noi e interesat de prevenție, foarte greu va obține acest lucru,
prin finanțarea de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru că, așa cum este făcut designul sistemului de sănătate, Casa Națională plătește în general diagnostic și tratament, pe când programele de prevenție sunt la Ministerul Sănătății și finanțate de la bugetul de stat. Deci, cu alte cuvinte, nu există o corelație între contribuția pe care noi o facem și poate dorința noastră de a primi în schimb o ofertă legată de prevenția bolilor. Legat de prevenția personalizată ar fi două aspecte. În general, în acest moment, prevenția se face pornind de la sau având două mari caracteristici. Odată ține de ceea ce sistemul de sănătate poate oferi. Am explicat mai devreme, dacă ne gândim la oferta de servicii preventive individualizate, nu cred că vom putea să identificăm măcar un loc în România unde acest lucru se poate întâmpla. Din alt punct de vedere, înțelegerea prevenției se referă la istoria naturală a bolilor. Cu alte cuvinte, avem o prevenție primordială, una primară, una secundară și una terțiară, în funcție de cum evoluează boala. Când, de fapt, prevenția ar trebui să fie centrată pe riscul individual al fiecăruia dintre noi. Numai că genul acesta de abordare, sigur, necesită o schimbare. O schimbare și din punct de vedere educațional, ce vorbeam mai devreme, o schimbare și a relației dintre asigurat și asigurator, o reformă a modului în care Casa de Asigurări derulează programele de prevenție și o reinventare a serviciilor medicale care să poată să susțină genul acest tip de abordare. O altă serie de recomandări vizează componenta aceasta de parteneriate și organizarea sistemului și reținem ideea de colaborare între sistemul public, sistemul mediul privat și mediul non-profit. Acestea ar trebui să nu fie în competiție, ci să lucreze astfel încât să lucreze în beneficiul cetățenilor, de fapt. Și dacă ne uităm, de exemplu, la tema medicinei genomice despre care am tot vorbit, și asigurarea accesului la o astfel de strategie și în România, un parteneriat științific cu marile centre de medicină genomică ar putea fi o soluție pentru țara noastră, astfel încât România să-și poată crea propria infrastructură, să formeze specialiști în domeniu și să poată restarta cercetarea medicală. Desigur, și implementarea în sistem cu beneficii enorme pentru cetățean, dar și pentru sistem. Parteneriatul și organizarea sunt două elemente care pot să sune la limita propagandei sau chiar a lipsei de sens, pentru că noi am dus ideea asta, de fapt. Și când zic noi, mă refer la noi, cei care mai degrabă venim din zona medicală, care am terminat facultatea de medicină, avem licența în medicină și așa mai departe. Pentru că, și o știm foarte bine, nu suntem învățați să lucrăm în echipă. Ba mai mult, de foarte multe ori este stimulat ego-ul fiecăruia dintre noi și abordarea individuală sau cu cale individuală sau individualistă a situațiilor. De aceea revin la molecula tumor sau tumor punct în oncologie. Este foarte complicat să găsești o modalitate de colaborare în beneficiul pacientului, atâta vreme cât această colaborare nu face parte din educația timpurie, încă din timpul facultății. Pe de altă parte, există această relație pe care m-aș feri să o clasific, pentru că nu mi-e nici mie foarte clar, între mediul public și mediul privat. Aparent concurențial, aparent complementar, dar de fapt cu foarte multe puncte comune date tocmai de oamenii care fie au lucrat în mediul public și acum lucrează în mediul privat, fie lucrează în același timp în mediul public și în mediul privat. Diferențele sunt de fapt foarte, foarte mici. Probabil că și aici e nevoie de o reașezare a rolului fiecăruia în jurul nevoilor persoanei care plătește asigurările de sănătate. Dacă vorbim despre entitățile non-profit,
am discutat în contextul propunerilor pentru Planul European de Cancer, ar fi o foarte mare eroare ca rolul acestora să nu fie recunoscut, pentru că vom pierde încă 7 ani în care, în loc să acest mediu să se dezvolte pe baza competențelor deja dobândite, noi să constatăm că vom avea o încetinire sau chiar dispariția unor astfel de nuclee. Ideea de parteneriat, din nou, este destul de greu de pus în practică, pentru că e foarte greu să recunoști atunci când ești foarte sus într-o anumită ierarhie că ai nevoie de ajutor. Ceea ce spuneam mai devreme, și anume că ar fi greșit să ne propunem ca la nivelul anului 2027 să implementăm tehnologia la anului 2013, testarea biomarkerilor, de exemplu, această abordare face sau ar putea să facă parte sau ar putea să fie direct corelată cu ceea ce spuneam mai devreme, dificultatea de a accepta un parteneriat, greutatea de a accepta că altcineva este mult mai avansat și te poate ajuta pe tine să faci un salt pe care altfel nu vei face niciodată. Tot timpul, dacă vei încerca să faci lucrurile pe cont propriu sau cu resurse proprii sau pentru că așa vrei tu, cu siguranță nu vei face decât să mărești distanța față de ceilalți. Iar distanța asta vedem că, dacă ne uităm la medicina genomică, este deja mare nu doar între România și statele din vest, ci și între România și Bulgaria, și România și Croația, ca să luăm două țări foarte apropiate geografic. Este o mare nevoie de schimbare și pe componentele de acces și finanțare. Vedem un influx de terapii și tehnologii care nu seamănă cu nimic din ce am văzut până acum. Dacă vorbim de terapii genice și terapii celulare, e clar că multe sisteme de sănătate nu sunt pregătite pentru prețul cu care vin acestea, pentru modalitățile prin care se obțin și așa mai departe. Deci sunt o serie de provocări și aceste tipuri de noi terapii trebuie să beneficieze de căi distincte din perspectiva accesului, adică evaluarea tehnologiilor medicale, dar și a finanțării. Sunt necesare noi tipuri de contracte. De asemenea, biomarkerii și testările genomice comprehensive necesită o finanțare distinctă. Tot în privința accesului, se impune definirea legislației pentru administrarea off-label a tratamentelor, mai ales în oncologie, dar și pentru facilitarea accesului la studii clinice și la aceste mecanisme de compassionate use. De-a lungul timpului am trecut de la moleculele mici, cum e aspirina, apoi am trecut prin către moleculele, către medicamentele biologice, hormon de creștere, eritropoietina, anticorpi monoclonali și deja în zona anticorpilor monoclonali lucrurile s-au complicat. Și din perspectiva, și am vorbit mai devreme în relație cu azmotron și cu psoriazisul, din perspectiva complexității crescute legate de folosirea în clinică, dar și pentru că, sigur, nivelul de cost dat de complexitatea aceasta a obținerii lor era mai mare și este mai mare decât cel cu care eram obișnuiți înainte cu medicamentele obținute prin sinteză chimică. Acum, dacă ne vom gândi la terapiile celulare sau la terapiile genice ca la niște medicamente care vin pe piață și tratează tot niște boli, în niciun caz niște pacienți, tratează tot niște boli, ar veni a 6-a, 7-a linie de tratament, a 4-a, a 3-a, dar e încă un tratament care vine și va fi administrat unor pacienți, riscăm să greșim fundamental, pentru că noi de fapt intrăm am intrat deja într-o epocă de înaltă definiție, cum o numesc foarte mulți comentatori în zona aceasta. E o zonă a medicinei personalizate în adevăratul sens al cuvântului, dacă ne uităm la terapiile celulare, iar genul acesta de complexitate, personalizarea la nivel de subgrup de pacienți. Nu toți pacienții cu un anumit tip de limfom beneficiază de o terapie celulară. Ei trebuie identificați foarte bine.
Știm că rata de succes este de peste 80%. Și atunci, punând toate aceste lucruri împreună, legate și împreună și cu complexitatea logistică, cu nevoia de a avea un centru unde acreditat, unde acești pacienți sunt tratați, și un centru unde efectiv se obțin terapiile respective. Toate aceste lucruri, de fapt, duc discuția despre accesul la terapiile celulare și la terapiile genice într-o altă zonă, în care nu mai putem să așteptăm doar raportul Agenției Medicamentului pentru includere condiționată, necondiționată și apoi eventual negocierea sau o decizie a guvernului de includere pe lista de medicamente compensate. Ar fi o abordare mult prea simplistă și care la un moment dat va duce la un blocaj, pentru că acest domeniu este doar la început și cred că avem, cum e cazul de fiecare dată când apare un domeniu nou, avem șansa să construim de la început foarte bine acest domeniu, uitându-ne la beneficiile clinice, dar și la ce spuneai, Bianca, la capacitatea de a restarta cercetarea, cu condiția ca să trecem peste ceea ce vorbeam la punctul anterior, și anume peste ego și peste ideea că noi, desigur, știm mai bine. Înainte de a trece la următoarea recomandare la digitalizare, vreau să remarc cât de bine ați punctat această dogmă a medicinei personalizate. Nu mai tratăm boli, ci tratăm pacienți. Mi se pare că e un lucru pe care trebuie neapărat să-l reținem ca atare. Și trecem la digitalizare, un subiect care mi-e place foarte mult, mai ales că îmi dă oportunitatea să spun o afirmație auzită la Gașta în 2019, la Forumul de Politici de Sănătate Publică de anul trecut, și anume că digitalizarea nu este scopul final pentru sistemele de sănătate, ci este un mijloc de a aduce mai aproape inovația de pacient. Și în acest spirit trebuie să spunem că conform unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, 121 de țări au strategii naționale de e-health în implementare, în desfășurare, și e un început foarte important. Revenind la recomandările din State of Innovation, aceasta vorbește despre setarea unui cadru legislativ care să permită aplicarea digitalizării și în România și să permită pacientului, așa cum am discutat în enumerate emisiuni, să contribuie cu date știind ce va obține în schimbul furnizării datelor sale sistemului. Dacă nu ai fi, cum să spun, citat sau adaptat ceea ce scrie în raportul State of Innovation legat de digitalizare și anume nevoia de a face aceste lucruri, aș fi fost destul de sceptic, pentru că ideea de informatizare a sistemului de sănătate și în special cu focus pe telemedicină, reprezintă un obiectiv specific în strategia de sănătate care se va încheia peste 6 luni. Exceptând serviciul de telemedicină al armatei și serviciul de telemedicină pentru unele zone din Delta Dunării, n-am reușit să avansăm până a apărut pandemia absolut deloc în acest domeniu. Eu încă aștept de la grupurile interesate de medicina digitală să ne spună într-o formă de raport de policy sau ideal articol științific ce s-a întâmplat cu telemedicina în timpul pandemiei, care sunt acele boli, care sunt acele stadii de boală, care sunt acei pacienți care pot în continuare să beneficieze, sau care sunt pacienții care sau pentru care acest sistem ar trebui să fie îmbunătățit și cum. Și care sunt acei pacienți cu acele stadii de boală care în continuare vor avea nevoie să meargă la medic pentru că nevoia lor nu poate fi rezolvată prin telemedicină. Altfel, în lipsa unor date de acest fel, oportunitatea e imensă, pentru că lucrurile s-au întâmplat în viața reală, în sistemul de sănătate. Putem să ne uităm la aceste date, dar în lipsa unei astfel de analize, vom rămâne cu toții în etapa de opinii, telemedicina e bună, dar nu prea știm așa cum să o folosim și nici
când și nici pentru cine. De fapt, problema cu digitalizarea este că nu arată, sau cei care se ocupă de subiect nu reușesc să pună punctul pe valoarea pe care o duc toate aceste dispozitive. Altfel, dacă nu arătăm, dacă noi arătăm unui medic cu ce îl ajută să pună datele unui pacient într-un registru versus practica de a nu pune datele într-un registru, putem să fim convinși că acel medic niciodată nu va fi interesat să pună datele în registru, oricât de bine l-am plătit. Pentru că nu simte, dincolo de beneficiul material, nu simte valoarea pentru practica lui de zi cu zi. Și așa mai departe. De fapt, noi trebuie să ne uităm la fiecare om, la fiecare pacient. Trebuie să ne uităm la boli, la modul în care ele se redefinesc și se reinterpretează. Vedem asta cu ochiul liber. Pe raportul de gardă sunt atât de multe dovezi. Și pornind de aici, de fapt, trebuie să identificăm acele instrumente care ne pot ajuta, digitale, instrumente digitale care ne pot ajuta să îmbunătățim parametrii persoanei respective. Altfel, cum să spun, tot demersul este, nu are sens și implicit costă și nu are nici valoare și, foarte important, putem să compromitem o idee valoroasă prin faptul că nu suntem capabili să-i demonstrăm valoarea. Trebuie să o spun, din păcate, e ceea ce vedem cu startup-urile. O frenezie foarte mare în ultimii 4 ani în jurul startup-urilor legate de domeniul sănătății, dar poate cu una, două excepții și acelea conectate cu mari centre din vestul Europei, n-aș putea să identific un model de succes. Tot acest zgomot, noi am vorbit despre infodemie, cred că o să-i obosim pe oameni, dar cred că are foarte mult sens. Tot acest zgomot care acoperă un anumit subiect, de fapt te împiedică pe tine să vezi valoarea, să pui degetul pe ceea ce e cu adevărat valoros. Și dacă zgomotul acesta durează o perioadă lungă de timp și tu nu vezi nimic relevant întâmplându-se, chiar și atunci când apar rezultatele, nu te mai interesează, nu mai ești acolo. Acestea sunt riscurile cele mai mari legate de golirea de conținut acestor termeni. Tot la această recomandare la digitalizare, am văzut și un exemplu concret pe care recomanda raportul, și anume introducerea în Planul Național de Hemofilie a obligativității folosirii aplicațiilor care permit personalizarea tratamentului. Cred că e important să menționăm acest exemplu pentru că hematologii probabil că au văzut valoarea utilizării acestei aplicații de către pacienți, iar pacienții cu siguranță. Numai că nu toți hematologii și nu toți pacienții. Și de aceea avem nevoie de o reglementare, care n-ar costa absolut nimic. E ca și cum ai un medicament pe care îl compensezi 100% în programul de hemofilie, ai posibilitatea să ajustezi printr-o aplicație exact doza, ceea ce ție plătitor îți permite să ajustezi și costul de cele mai multe ori, iar acest instrument practic nu-l folosești. Așa e, mergem mai departe la cercetare și practică medicală. Și aici se vorbește în raport despre aplicabilitatea rezultatelor studiilor clinice în viața de zi cu zi. Și în principal e o recomandare care se bazează pe stilul de viață, starea de sănătate prin înțelegerea stilului de viață. Aici este cea mai mare oportunitate. Vorbeam mai devreme despre prevenția personalizată, bazată pe riscul individual. Când vorbim despre risc individual, nu trebuie să ne gândim neapărat la ceva negativ, ci trebuie să luăm în calcul foarte mulți parametri, unii dintre ei care nici măcar tangențial nu intră în contact cu zona medicală. De exemplu, atitudinile, percepțiile oamenilor, comportamentele, credințele, locul unde trăiesc, cine sunt influencerii lor, mediul în care trăiesc și așa mai departe, toți acești factori
influențează starea de sănătate a unei persoane. Nu putem să ne gândim la o personalizare a prevenției fără a lua în calcul toți acești parametri. Și acum întrebarea mea pentru voi, nu trebuie să răspundeți, este cine din sistemul de sănătate poate și ar trebui să cuantifice toți acești parametri într-un model de prevenție personalizată. Probabil că trebuie inventată o nouă disciplină sau adaptată o disciplină care există și o disciplină care sigur că trebuie să unească foarte repede componenta de cercetare cu utilizarea, ne-a numit-o clinica raport, utilizarea în beneficiul prevenției pentru persoana respectivă a datelor despre care vorbim. Eu aș mai da un exemplu. Am vorbit despre prevenție, dar dacă ne uităm la testările genomice comprehensive, dacă noi facem un test acum pe o anumită tumoră, iar și sigur, tumora este secvențiată, apare tot acel volum de date, iar raportul pe care noi îl vedem conține niște recomandări. Apar anumite mutații și apar anumite recomandări. Dacă noi vom lua aceeași tumoră peste 2 săptămâni, o secvențiem din nou și probabil că obținem aceeași informație din punct de vedere al molecular, da? al ADN-ului. Dar s-ar putea ca raportul pe care îl generează analiza respectivă să fie diferit de primul. Pentru că între timp, ca urmare a cercetărilor, din studii clinice, de exemplu, sau din alte publicații au apărut alte informații extrem de relevante care pot fi conectate cu informația pe care am obținut-o. Acesta este, de fapt, modelul de intersecție în timp real, între ceea ce normal sau clasic numim cercetare și utilizare clinică. Numai că e foarte complicat de pus în practică un astfel de model, pentru că, în mod tradițional, practica medicală se face într-un fel, practica didactică în Universitatea de Medicină se face într-un fel, cercetarea se face într-un alt fel. E foarte complicat să unești cele trei puncte. Sunt sigură că Bianca, medic rezident în genetică medicală, este de acord cu ceea ce tocmai ați afirmat. Mergem la următoarea recomandare, la ghiduri și protocoale. Și aici cred că cel mai important de subliniat ar fi ghidurile și protocoale dinamice, care se actualizează pe măsură ce apar noi inovații. Și avem un exemplu în cazul diabetului zaharat, care acum are un ghid dinamic. Și vorbeați de asemenea de inerția clinică. Aș vrea să mai detaliați. Are un ghid dinamic la nivel european și în Statele Unite. Noi ne amintim că actualizarea sau consensul ADA-ASD, deci diabetologii americani și cei europeni, a apărut în octombrie, acum 2 ani, deci aproape 2 ani de când a apărut acel consens. Noi nu avem în România în acest moment un ghid sau un protocol pus în acord cu ceea ce ADA și ASD au spus în urmă cu 2 ani și cu ceea ce noi am discutat la Știința Întâlnește Politicienii, nu doar anul acesta, ci și anul anterior. Adică e o inerție clinică, așa cum foarte bine ai spus. Cu toții suntem obișnuiți să facem lucrurile într-un anumit mod care ne aduce nouă confort. Suntem absolut siguri că e cea mai bună metodă. E în natura multora dintre oameni să nu fie foarte receptiv la nou. Iar în acest caz, genul acesta de abordare se translatează într-o inadaptare, inadecvare a protocolului. Degeaba a ajuns știința atât de sus și degeaba există un acord al celor mai importante instituții europene și americane pe acest subiect, dacă din punct de vedere a reglementărilor în România suntem ca în urmă cu 3 ani, ca să nu spun mai mult. Dar în acest punct cred că ar fi interesant să vorbim puțin despre strategia în curs. Am vorbit despre diabetul zaharat, iar Planul Național de Control al Diabetului este prioritatea strategică sectorială 6.3.
Planul Național de Prevenție, noi am vorbit despre prevenție, este prioritatea strategică sectorială 6.1. Planul Național de Control al Bolilor Oncologice, despre care am vorbit, este prioritatea strategică sectorială 6.2. Planul Național de Control al Bolilor Cardiovasculare este prioritatea 6.4. Și 6.5 este Planul Național de Borrare, a spune singurul care a avansat în acești 7 ani, pentru că și interesul din partea și mecanismele care vin din partea Uniunii Europene sunt, cum să spun, oferă cadru pentru o aliniere mai bună între România și celelalte state. În cadrul raportului State of Innovation sunt cuprinse și o serie de recomandări pentru Planul Național de Control al Cancerului. Și vedem cum acesta trebuie să devină o prioritate pentru autorități la nivel național, dar și în contextul planului european. În primul rând, un astfel de plan național de cancer trebuie să existe și la noi în țară, la fel și un registru național de cancer. E importantă și componenta de diagnostic de precizie, precum și constituirea unui fond pentru decontarea costului acestor teste necesare pentru diagnosticul de precizie al cancerului, astfel încât fiecare cetățean să beneficieze de informația maximă care se poate obține de la nivelul tumorii sale și obținerea unui tratament personalizat. Pentru cancerul pulmonar non-microcelular, să ne amintim că Centrul pentru Inovație în Medicină a elaborat un document de poziție, biomarcării în cancerul pulmonar non-microcelular, care este extrem de relevant în acest context. De asemenea, sunt importante și programele de prevenție primară la nivel național, care vizează fumatul, obezitatea, consumul de alcool și programe de prevenție secundară pentru cancerele de col uterin, colorectal și de sân. Aș mai menționa faptul că un astfel de plan național de control al cancerului trebuie să fie și implementat și să beneficieze de monitorizare. Îmi amintesc că am realizat un interviu cu domnul profesor Tit Albrecht, care este un expert la nivel european în domeniul sănătății publice, și acesta menționa că un plan național de control al cancerului este un angajament și necesită și niște direcții clare care să fie monitorizate în timp. Haideți să le dăm o informație în premieră celor care se uită la noi și știm că se uită din toate zonele sistemului de sănătate. Una dintre recomandările care se află pe masa Comisiei Europene în acest moment, în relație cu ideea de twinning, pe care și noi am avansat-o, este ca o țară avansată în, de exemplu, implementarea Planului Național de Cancer, să adopte o țară care nu e atât de avansată. Și același principiu pare sau cred că se va aplica și în privința programelor de screening. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce noi am propus, și anume un control asupra modului în care finanțarea din bani europeni va veni pentru diverse, să spunem, paliere ale planului de luptă împotriva cancerului, acest control se poate face prin genul acesta de proiecte de twinning, care sper să fie acceptate în primul rând de comisie și apoi de statele membre, și să vedem exact cum se va face împărțirea asta între ceea ce noi constatăm că se întâmplă în România și bunele practici din alte state. După cum cred că în câțiva ani vom fi și noi la rândul nostru în situația de a fi, de a tutela anumite țări, mă uit către Balcanii de Vest, care vor fi probabil în situația în care suntem noi acum. O altă serie de recomandări ține de accelerarea timpului necesar pentru a asigura accesul pacienților la noi tratamente. Vorbim de căi rapide de evaluare și compensare pentru medicamentele imuno-oncologice, care vedem că practic ajung foarte rapid să-și demonstreze eficiența în studii clinice, și EMA și alte autorități internaționale și-au adaptat mecanismele în acest sens. Este importantă și definirea legislației în materie de compassionate use și de alte mecanisme de early access, dar și îmbunătățirea metodologiei de rambursare pentru a permite încheierea de contracte cost-volum multianuale. Aș mai menționa și transformările care să permită accesul pacienților la terapiile CAR-T, despre care am vorbit atât de mult, și aici intră toate aspectele, de la formarea specialiștilor până la evaluare, HTA și mai departe compensare
Și am reținut ideea unui grup de lucru care a trebuit să realizeze o strategie și un plan de acțiune pentru astfel de terapii CAR-T în România. Pe acest punct, pandemia ne-a arătat că lucrurile pot fi făcute și altfel. Am vorbit despre inerția clinică, dar există o inerție și a funcționarilor din diverse instituții, inclusiv Agenția Europeană a Medicamentului. Acum, când au fost puși și europenii și cei de la FDA în fața situației de a lua o decizie rapidă, au luat decizii foarte rapide. Și vedem că și acest model, sigur că nu putem aplica pentru orice medicament, cum să spun, să primească autorizare de punere pe piață în folosire de urgență, așa, pur și simplu. Dar cred, așa cum vorbeam și despre telemedicină mai devreme, cred că dacă ne vom uita cu atenție la modul în care toate aceste mecanisme s-au adaptat în timpul pandemiei, cred că vom putea găsi modalități prin care să oferim sau să optimizăm accesul pacienților. Iar legat de CAR-T, e ceea ce spuneam mai devreme, cred că e nevoie de o astfel de abordare, pentru că vorbim de cu mult mai mult decât încă un tratament pentru o anumită formă de cancer. Aceste strategii în controlul cancerului trebuie să fie și sustenabile și, în acest sens, recomandările vizează creșterea bugetelor naționale de oncologie, constituirea unui fond pentru accesul la inovație, din care să fie acoperite costurile cu noile terapii și să garanteze efectiv accesul continuu la aceste tratamente, dar trebuie să fie și abordate problemele de consum ineficient al resurselor și să fie redirecționate resursele spre acele intervenții care chiar s-au dovedit eficiente. Aceasta ar fi ultima recomandare din document. Și aș mai adăuga un lucru pe care l-am spus chiar într-o discuție publică împreună cu premierul și cu ministrul sănătății, și anume că s-ar putea să fim puși în situația în următorii 7 ani, ca în privința sănătății să nu ne plângem de bani. Sunt fonduri care vor veni prin diverse programe, direct de la Bruxelles sau prin programul operațional de sănătate, prin specializare inteligentă, de la Bruxelles prin Horizon Europe, prin EU for Health și așa mai departe, prin Planul European de Cancer, prin Cancer Mission și probabil vor mai fi și altele. Cred că devine critic ca să folosim eficient cât mai mult din acești bani, pentru că odată folosindu-i într-un cadru organizat, vom reuși să facem un upgrade al infrastructurii, al modului de lucru, al resurselor umane și așa mai departe. Și în același timp vom degreva bugetul de stat de anumite, de cheltuirea unor sume pe care altfel ar trebui să le cheltuiască pentru a acoperi măcar o parte din ceea ce noi putem sau ar trebui să acoperim prin finanțare europeană. Deci, cu alte cuvinte, dacă vom cheltui banii europeni în următorii 7 ani într-o cantitate cât mai mare și cât mai cost eficient, s-ar putea să ne rămână la bugetul național mai mulți bani, inclusiv pentru fondul de inovație în relație cu noile terapii, știind că genul acesta de tratamente nu sunt sau nu erau până acum eligibile pentru finanțarea în proiecte europene. Am ajuns la finalul emisiunii, însă trebuie să vă mărturisesc că pentru concluzii îmi propusesem să discutăm despre fosta strategie națională de sănătate 2014-2021, pe care deja ați abordat-o, ați descompus-o. Haideți să vă spun un lucru. Acum 7 ani eram la Ministerul Sănătății și încercam să-i conving pe cei care lucrau atunci în strategia de sănătate să introducă în strategie cuvântul genetic. Căutați, nu veți găsi acest cuvânt. N-am îndrăznit să propun termenul de medicină personalizată, deși în același an lansasem campania Alege medicina personalizată, ceea ce la acel moment ne-a plasat foarte bine, în linie cu foarte multe țări europene.
Consecința acestui fapt este că la nivelul anului 2020 noi nu avem absolut nicio investiție din fonduri europene în relație cu medicina personalizată sau cu medicina genomică și așa mai departe. Simpla menționare a acestor termeni crea condițiile pentru legislația de la fonduri europene și legislația subsecventă de a se referenția la acest termen și de a crea axe de finanțare, proiecte și așa mai departe. De aceea e atât de important să discutăm despre Strategia Națională de Sănătate și despre cum ne propunem să arate în următorii 7 ani. Și de aceea e atât de important să, ceea ce am spus de câteva ori pe parcursul emisiunii, să ne gândim când o scriem la anul 2027, când un pacient cu hemofilie ar putea să fie vindecat pe baza ceea ce știm acum. Un pacient cu psoriazis ar putea să nu mai aibă nicio leziune cutanată, iar riscul lui de a face un infarct să fie egal cu riscul oricărei persoane care, să spunem, că e sănătoasă. La fel, un pacient cu cancer pulmonar stadiu 3 ar putea să se vindece dacă are acces la diagnostic, la radioterapie și la imunoterapie imediat. Asta e ce știm acum. În același timp, la nivelul anului 2027, foarte multe boli pe care noi acum credem că le cunoaștem, am menționat infarctul miocardic, vorbind despre diabetul zaharat, începem să ne uităm cu atenție și spre zona bolilor reumatologice. Foarte multe dintre aceste boli, nu mai vorbim de oncologie, vor fi redefinite și mult mai bine înțelese. Noi acum, de fapt, trebuie să creăm cadrul pentru a putea să profităm în orice moment din următorii 7 ani în care avansul transcriptomicii sau al metabolomicii ne va aduce în punctul în care o anumită abordare va fi disponibilă. Trebuie să fim în acel punct capabili să aducem respectiva inovație în sistemul de sănătate din România. Așa cred că trebuie gândită strategia de sănătate. Mă bucur că ați făcut aceste precizări pentru că, deși am încheiat din nou cu subiectul cancerului în prim plan, raportul State of Innovation dezbate numeroase subiecte și pune în valoare toate bolile pe care le-ați menționat anterior. Și ele sunt importante. Motivul pentru care credem noi la raportul de gardă.ro prioritizăm de asemenea atât de mult tema cancerului este pentru că, iată, a venit momentul ei. Europa se pregătește pentru planul european de control al cancerului și noi trebuie să urmăm acest trend pentru a avea, pentru a trage cele mai bune consecințe pentru țara noastră în urma acestuia. Dar trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că vom aborda și celelalte boli, și astmul bronșic, și psoriasisul, și hipercolesterolemia familială, și așa mai departe. Vom intra în detalii și cei care se uită la noi, sigur, și amintesc și de hashtag-ul Regândim Medicina, care e mai mult decât un hashtag, este de fapt o constatare. Cu fiecare zi noi constatăm că lucrurile se schimbă. Dacă la nivel de policy nu vom crea cadrul pentru ca toate aceste transformări să aibă valoare pentru oameni, repet, încă o dată vom constata că am pierdut încă 7 ani sau cel puțin am atins potențialul maxim. Haideți să nu încheiem într-o notă negativă, așa, și să spunem că ne vedem din nou miercuri seara într-un live dedicat cancerului pulmonar, celei de-a treia ediții a dezbaterii, seriei de dezbatere online care se concentrează pe rezultatele de Economist Intelligence Unit și vom mai avea acolo abordări și date interesante din zona Banat-Oltenia. Am adus la o altă Oltenii și Bănățenii să vedem ce va ieși. Pentru această seară cred că a fost suficient și le mulțumesc celor care ne-au ascultat și au rămas alături de noi până la final. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule doctor. Mulțumesc și ție, Bianca. Și ne revedem miercuri seară.